facem 04-2027. Primul proiect al ordinii de zi este aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local din data 31.03.2022 și a ședinței extraordinare din data de 11. Am avut o ședință extraordinară pe data de 11. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023. Proiect de hotărâre privind planul de fază la nivelul AT Comuna Felegiu. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai în iulie. Cine este pentru ordinea de zi? Nu vorbeam de spus. Cine are un interes în problemele supuse dezbaterii să se abțină. Vreau să vă licesc din această ședință domnul consilier Busuioc, domnul consilier Fadona și minte Mariana. În regulă. Da. Primul punct. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare și a ședinței extraordinare. N-au fost comunicate materialele de la MAPA, dacă sunt scrise, dacă sunt obiecții, dar nu răspund aprobării. Da, deci prima dată procesul verbal din 31.03. Cine este pentru? Și cel din data de 11.04.2021. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, domnul Constantin Crescu. Da, în conformitate cu prevederile codului fiscal, orice impozit sau taxă stabilit într-o, ce constă într-o sumă fixă, se indexează cu rata inflației din anul precedent și se aplică în anul următor. Excepție de la această regulă, autovehicul cu masă totală mare de 12 tone, care se vor indexa în octombrie în funcție de rata de schimb de euro. Durata inflației pentru anul 2021 a fost 5,8% și a fost indexat de... Deci pentru anul 2023. Conform legii, nu este opțiunea Consiliului Local? Da. o singură persoană de schimb, nu avem decât pe polițiști.
pe teren. Daspălu și Genadi, o să nu lucrează schimbul 1, o să nu lucrează schimbul 2. Atunci când se mai schimbă 2, e toată perioada cu mașina instituției cu 29 arămi, se fac acele parcurile cu, programului, fiecare dintre ei a dus la cunoștința șefului de serviciu și a mea, ce problema cea mai gravă nu e comună, timpul păzii care este, și nu știu dacă e fost în altă dată, mizerie pe salubritate, pe șansuri fundate, pe sarge aruncate la NAPO, dar a mai fost perioada iernii cu lemnile, propriile materiale noastre. Uneori, foarte rar, acele scandaluri de întâlniri la diferite creșuri din comună, dar care sunt din ce în ce mai rare. Asta și pentru că tinerii sunt plecați la muncă afară, din păcate. Da. Știu că s-au mai făcut, dar știu că a fost o discuție despre implementarea camerelor sistemului de unelte puncte vulnerabile. Dacă nu erau buget, dar sunt pe, nu sunt pe investiții, bănuiesc. Mai putem face acest lucru? Știți că m-am făcut mereu în cap și tot de bună l-am lăsat pe lucrul lor. Pentru că prioritățile tot lor au fost alte și acum întâmpinăm dificultăți mari ce privește bugetul nostru, care se schimbă de la o zi la alta, ca și prețuri, ca și actualizări, ca și contracte de început și lipsă la capă. Și anul ăsta vom vedea, chiar în urmă colegul meu, în cadrul să urmă ca două, trei camere din proteza mobile, pentru că acele camere fixe, de care noi avem, practic, în comun, în 3, în 4, 5, de bugeți și atele fixe la cămile culturale și care prind și de o bună parte din domeniul comunal, nu putem pune în altă parte pentru că ne-a costat destul de mult din cauza că nu avem parte de infrastructură, internet, capul tras, nu știu ce. Am avut un calcul făcut cu cei de la Telecom acum un an de zile, cred. Se duceau undeva la 35.000 de euro pentru toată comuna noastră ca și sistem de supraveghere. Vreau sistem de supraveghere operațional, să fie văzut în biroul șefului serviciu, să putem pune bună parte din comună, intrări, ieșiri, dus fibra optică de la Helegiu la Brăgugești, de la Helegiu la Brăgugești, de la Helegiu la Brăgugești. Totdeauna m-am luat un calcul și mereu am găsit soluții și în loc pentru bărți din banii respectivă la o parte. Trebuie să vină apărat chestia asta, pentru că e nevitențele din scor. Repet, n-am avut până acum, cred că asta, de asta mi-am și forța să spun. Probleme grave în comuna noastră, așa cum sunt în alte părți, unde spre domnule ați revenit sau... Da, cred că asupra la un altul se face sectatizat, adică într-un an se face într-un sat, într-un an se face într-un sat și în 4 ani de zile să reușim să acoperim cât mai mult. Pentru că, în fondul sărăciei, cred că fenomenele antisociale vor crește intensitate, să dea Dumnezeu să nu fie așa, dar asta nu înseamnă neapărat, înseamnă și asumarea gunoiului, da? Să înțelegem. Înseamnă și faptul că îți răstorni ei sacul de gunoi și apoi în șanțul vecinului, nu neapărat faptul că îi dat în cap. Și poate, zic eu, să facem într-un sat într-un an, în satul următor, în câțiva ani de zile reușim. Avem acel proiect cu telegestiune pe notul public. Din câte știu, acele camere sunt prevăzute și cu soluții de a putea cum să fie montate camere de la vedere. Poate reușim să accesăm acele fonduri pe fonduri de bine, am depus proiectul și atunci putem folosi acele camere cu LED. Sistem, da. Trebuie. Vă rog, dați discuții. De eu. Deci, pentru a-i descuraja pe cei care aruncă gunoi haotic, putem să facem un cu afirmații 100% reală că vom achiziționa în viitor apropiat, adică chiar săptămâna viitoare, acele camere mobile, cum spunea domnul primar, care le vom putea monta unde vrem noi și nu pentru o perioadă lungă. Că ce se întâmplă? Dacă noi montăm o cameră fixă într-un punct, nu știu, dăm o ghilă, băieți, știu că e camera acolo, primul prins ars, nu mai aruncă acolo gunoi, își schimbă punctul. Deci noi o să avem o cameră, două, trei, nu spunem câte, care vor fi amplasate doar de neștiut și
și venim cu dovada că cineva poate fi cel mai bun prieten, poate fi cine fi, dar dorim să-i descurajăm. Adică chiar vă anunțăm să nu mai, să nu mai arunce din aia, că vor fi surprinși. Și alea vor fi o săptămână montate, nu știu, putem pune sau îi punem la poloaia Brătila, o săptămână viitoare în Deleni, nu știu unde, și tot așa mai departe. Poate reușim, că de fapt problema cea mai gravă cu care ne confruntăm astăzi, exact cum spunea domnul primar, aruncatul gunoiilor aotic, dar de altfel cred că și de intenții. Nu înțeleg de ce, și nu o să, pot, să încerc să înțeleg, dar noi facem colectare regulată și vă spun sincer, chiar s-au străduit băieții ăștia, așa puțin cum aveți, și noi am încercat să mai suplimentăm acea mașină, tot în tema asta, mașina de gunoaie, a doua, să nu vreodată să lăsăm gunoaile scoase, nu știu ce se întâmplă, câinii vagabonzi, curăși, așa. Dacă noi facem regulat treaba asta, de ce anume le aruncă ei, nu o să înțelegem și îi sfătuiesc să nu mai facă, că avem o variantă, în procent de, poate o să rezolvi situația în 10%, 20%, 30%, o să vedem rezultatul în timp. Cam atât, vă mulțumesc. Alte discuții pe acest proiect de hotărâre? Domnul viceprimar, la noi de acolo, de la mine, la deal, dacă mergeți acum, chiar acum, azi, mâine, sunt saci cu lână, veniți cu ploaia asta de la deal, saci cu lână. Să vedeți cum vedeți aceea. Nu cred că a dat răuță. Nu cred că a dat răuță acum. A răuții plecați. E altceva. Plus acolo la cătine saci cu pempă. S-a dus cu saci cu pempă. Aia de la rucă, bram. Aia de la dracu s-a dus. Și aș mai avea o problemă, domnul viceprimar, sunteți cu drumurile astea. Nu, nu, asta vreau să spun. O uit, o uit. Șoseaua din Brătila e jale pe ea. Ați venit cu promisiuni, când intrați primar, viceprimar, faceți șoseaua. Dați, domnule, un strat de biton pe ea, pe jalece, se duce în aibă de tot. Așa dacă este problema de repunere. Să știți că reparația pentru strada pentru tot drumul de la... Pentru toate suprafața. Care arată mult mai bine decât drumul la Deleni, ați făcut drumul și principale, ne costă undeva la 1.500.000 de lei. Asta înseamnă 15 miliarde de lei pe un strat de 4-3 cm de... E o sumă pe care nu vreau să ne-o permite. Ce puțin, nu mai trebuie să... Nu avem un buget. Am prevăzut la reparații niște bănuți, să mai plombăm acolo, mai sunt nevoie, sunt poate patru locuri care merită a fi plombate și la Deleni și la Brătila. O să fie o problemă pentru lumea noastră, să întrețim acele drumuri, care... pentru că avem și alte străzi care arată mult mai rău. Eu, primar, dacă lăsăm așa, se duce poate. Nu putem lăsa așa, o să găsim soluții. Nu știu, să căutăm soluții. Eu vreau să vă spun că astăzi, din bugetul pe care l-am venit împreună în ianuarie și l-am aprobat aici, o mare parte din banii aceia merg pe actualizarea contractului care nici nu le-am început. Prețurile de deși dumneavoastră cresc de la o zi la alta. Nu mai îmi dă nimeni o ofertă pentru fier, de exemplu, de azi pe mâine. Atât, pentru foile nu mai știu prețul fierului. Era proiectant care o problemă să fac un proiect, pentru că am gândit aici, în fața primăriei, cu Călinii, că noi acum terminăm mâine foile, să gândim o parte de parcare, care arată sunt din urmă suficientă comunii noastre, am pus în buget 300.000 de lei, gândindu-mă că banii sunt suficienți să putem face ce am, ne-am propus, inclusiv sistematizarea cu porții Călinii, cu gard de împrejurire, cu ce disperate care să facă accesul către Călinii, sunt un alt proiectant și îmi spune că nu are nicio șansă să se încadreze în suma pe care noi am gândit. Asta înseamnă că noi trebuie apoi să venim și să suplimentăm contractul. Căminul cultural pe care avem un lucru, la fel, cerere din partea consumului, nu poate să ne ducă la capăt din cauza că prețul a fost foarte mult și că trebuie actualizat. Deci, mi-a permis, a fost dată o ordonanță din guvern în care noi putem actualiza contracte și prețurile cu manopera și cu materialele astăzi. De unde vom bani? Nu ne spune eu. Dacă ar spune și că suplimentează și rectifică la bugetul de stat bani pentru o investiție, ar fi o soluție, așa? Trebuie să-i dărmuim acolo. Spuneți că este ușor. Nu e ușor deloc. Ar fi în putere de azi dimineață spre că autobugetul de apă și de canalizare. Facem mult și nu am să și o problemă cu mașina cu gunoi. Să meargă până la Vânceanu acolo, domnule. Se poate acolo. Podul ăla se poate întoarce acolo. Da. Astăzi nu ținut. Poate, nu știu, nu mai aruncă dracuri, cum ai trebuie. Am achiziționat niște bubele, niște containe de acele mari de 1200 litri, peste nu trei bani, nu te tot gândind. Nu vine la de preobrăgeală, nu vine sprijinul nostru.
Pentru că m-am săturat de strâng gunoaie de peste tot. Vă spun că sunt amenințat de către cei de la Senghela, și asta e cuvântul pe care îl folosesc, că mă va amenda ca pe cel de la Târgu Turcu și ca pe cel de la Zâmbuleni, ca pe cel de la Livezi, pentru că avem zone pline de mizerii, de gunoi menajer, spun ca șești, că de nu înțeleg nici ca o să ajunge aici, nu pot să înțeleg, pentru că nu înțeleg, dar poate. N-am pus niciodată birră, popri pe placa salutare. E așa s-a învățat. Este mai simplu să treacă, nu știu cine, la clădirea cu groapa și să o arunce în șanță. Acolo unde o zi din loc, puteți imagina, 5 oameni, 3 zile se scoată de la peturi, la cutii de bere, la strică de urele, la orice. Așa, și vreau și la deal. Peste tot. Se duce cu căruțe la deal, la dreapul. O să vin la transportul la deal. În ce în ce mai rău. Dar se duc la deal, de exemplu, la râpla aia la Nemci, acolo e jalice acolo, e jalice. Pe partea asta, la Bucătoiu, e jalice. Tu m-ați spus ea la Borș. Și acolo e la fel? Pe fiecare casă de urmă, pe fiecare casă de acolo le spune vizie, eu zic, poți vrea zona respectivă. Nu vine nimeni de la Bucătoiu de jos, și arunci până un vrâncean. Nu vine nimeni de la... Chiar eu sunt curios cu camerele astea. Așa este. Varianta. Chiar îți curios cu carurile astea care le plâng mobilit și ar vrea să știi numai o persoană din primărie, să știi, atât. Poți să vedem cine sunt, o să-i amendăm credeane pe vit, o amendă de 200. Sunt oameni care vin de la mijlocul cu brătine și se duc la mama n-ai frate. M-a arătat zonul din cultură, nu ține de educația asta. Așa îți plătine. Da, dar nu mai sunt discuții pe proiectul de hotărâre prin urmărea planului de fază. Dacă nu mai sunt discuții, sunt un aprobări. Proiectul din planul de fază, cine este pentru? O clipă, eu am vrut să gândesc. Pe momentul vaccin. Vaccin. Dar cine este pentru? Păi nu știu, am un interes. Pe planul de fază, da, deci să mă țin din motive obiective. Cine este pentru? Împotrivă, acțiune? Da. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai iulie. Cine este următorul? A fost. A fost. Democrația asta, nu știu, bine, nu?
doamna. Vă rog să puneți un bec la celul Costea. Nu merge acolo, uite, sunt dintre pe... Ce citați, doamna? Nu am făcut. Pe ulița aia, este foarte întâlnit. Ce știu ce se întâmplă? La Mocan, de la Ciușmea pe stânga. Mai da, da. Este doamna Costea. Da. La Antoniu sau la Antoniu? Spre Melindi. Spre... Spre Marian. Cum ai zis-o? Gelul Costea. Nu, Marea nu are pe aceea. La intersecția cu... Am zis spre Marea. Nu, credeam că spuneți că e la sora mea, dacă era pentru ea... Și dacă era la sora ta, tot trebuie pus, nu contează. E la mine, că la sora... Pe și public, hai să-mi pase sus. Da, mulțumesc frumos. Da, eu vreau să ferice pe domnul primar și domnul vice pentru drumul la cior. Acum se poate circula. Să mergi. Amin. Asta e bine. Asta e bine. Nu. Nu o să mai primim. Și e bine, e bine. Să știți că cel mai dar la anul, dacă nu reușim să primim finanțare pentru Bălan și pentru Dumnezeu, așa... Care avem deja proiect de pus. Eu am început să devin sceptic cu vizat de perspectivă și să vedem multe proiecte din astea. Îi place roșu. Trecem de aici și facem Bălan, pentru că aici este zona cea mai grea din comun, să știți. Astăzi nu se poate ajunge acolo cu mașină. Nu știu dacă vă credeți, e o zonă foarte populată, cu un dineret, nu iară știe ce vorbim, să știm foarte bine, de la parte de la ea. La poartă de la Mugdeanu care cealaltă, nu se ajunge cu mașina. Asta vă spun că eu merg acolo săptămâna. Nu se ajunge cu mașina. Nu cu mașina, până la vară. Nu tot de partea acolo trebuie betonul. Acolo vine toată la mașină. Iar un șanț ar însemna să ia 90 cm cel puțin de drum și noi mai avea până să coboare și să urce. După fiecare viitură spală tot. Ea e covat așa, an de-a rândul, că acolo s-a scurs apa. E zona cea mai grea. Este mai grea decât Ciungi, mai grea decât Busuioci, mai grea decât... Hai să spunem că și Valea, unde se circulă foarte greu și se circulă prin albie, dar de bine de rău se circulă. Ei, acolo nu ajunge mașina. Avem un recaz. Un foc la Dumnezeu, mașina de terminală. Și nu vorbesc de 5 case, vorbesc de, cred că, de 80-90 de case. De la Ungureanu, de acolo, din Pantă, da. Și de la Mihaela, de la Vale, nu se face la mașina. Astăzi, o plouată la Ier, Dumnezeu o plouată, iar e nevoie de ploare asta, o să-mi fiu cam multe și o scurat tot, dar asta nu o să-mi departe. Întrebarea este după ce să faci acest drum, că într-adevăr este foarte... Cred că va fi betonat, că e betonul să nu păsuți. De coborul se coboară, dar de urcat, ca cumva este destul de tineasă, nu ar putea urca? Mă gândesc, de asta am spus că ar fi bine, cred că soluția o să fie pe beton cu ancore, așa cum cu partea aceea de Georgia, pe primă fază, și cum se sună. Așa cum o să fie și pe Ciungi, adică cel puțin noi încă la coborul și la toate se însună, adică intră la coborul și la... Pe la Ungureanu, la fel și pe Ciungi, intre pe la Mândărina și ești pe la Lund, partea sau. Noi ne facem treaba, pentru că dacă eu nu mă dezindicatoare acolo, proiectantul nu poate să-mi facă de fost să fie pune legea și să întâlnesc doi berbești să lopeți și să spună că viza lui drumul este vinovat. Nu, ne pune sens unic. Așa cum să fi singura comună cu drumul cu sens unic. Și nu punem camere. Nu, drumul e îngust, eu cred că soluția ar putea fi betonată în partea aceea de abruptă și fără șansperiat. Să văd tot la fel apa să o adune cumva în mijloc, o ancoră între metalice, să pot urca pe timpul iernii. Va fi destul de greu și de urcat iernii, adică el nu urci nici bară pe toată asta. Da, mă rog, poate. Da, dar vezi că omul are dreptate, pentru că acum 5 ani sau cu 10 ani nu aveau ce au astăzi și am spus că noi, dar și eu puteți sta și impozite, și eu puteți 1,5 milioane pe lună casa, am și o mașină că am muncit afară pe un BMW, că au BMW-uri acolo pe jos și trebuie să urce sus cu ea, adică nu discutăm.
Da, prima am făcut o structurare și am trecut. Da, m-a întâmplat doar și partea aia la mine acolo, fiind așa. Știți că am trecut și pozii, când plouă foarte tare, apa toată după strada Buzău și doar acolo se depune și nimeni nu dă curs. Un pic coboră, un pic pe drumul așa cum era de altfel. Da, n-am intervenit acolo pentru că am însemnat că hotelul în plus. În cont că va fi modernizat, că va fi acum sau va fi în primăvară, însă nu, dar cât de cât o să încercăm să mai... Acolo doar cu un bulldozer. Acolo a fost făcut cu bulldozerul Marian de Logar și acum 12-13 ani. Da. 10 ani. Dar poate dă Dumnezeu și tot rău spre mine și o să vin de proiectul cu canalizare. Și atunci e mai bun dacă facem canalizarea înainte de a face... Așa este, dar acum deci apa vine din gard în gard. Acolo și întregi în curs. Ce să cheltuim foarte mulți bani pentru ce au construit vă dau 10 ani și acum 30 de metri a zis. Dar acum am plecat de la de ore, pe care am la București, pentru expertiza tehnică de orientare cu apă și a canalizare de zăbucești obiectivă. Pentru că okay, de oare pe heregie. Foarte mulți bani, toți care vin din Europa. Nu vă spun că mi-am luat în MH-ul, Institutul Național de Ecologie și Meteorologie, pentru un aviz, vorbesc de instituția statului, 14.800 de lei. Dacă vă arăt cât avem dosarelul ăla, vă faceți cu ceva principiu. Așa, o să avem dosarel pe care noi îl depunem la SDA să ne dea autorizația, pe care documentația de obținere a avizului mai pe 7-10 sau 11.000 la un alt proiectant, plus taxa de la SDA, duce la vreo 25.000, 30.000 să obțină o dotație de funcționare. E un sistem grav făcut de noi. Nu ne mai termine grav, nu cum trebuie banii nici în Ministerul de Educare. Bani de la stat, la stat. Da, alte discuții, dacă mai sunt. Și acum, cred că am